Din nou în deșert, din nou în The Long Drive și de data asta am văzut ceva în depărtare. Nu știu dacă și voi vedeți, dar e ceva acolo. Și vreau să vedem despre ce este vorba, așa că nu uitați să apăsați butonajul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Astăzi avem mașinuța noastră extra tunată, pe care o țineți minte probabil din episodul anterior, și fiind în deșert, avem și o grămadă de iepuri de ăștia ciudați care vin după noi. Și iepure, lasă-mă în pace, hopa, trebuie să mă duc în mașină urgent. Iepurii ăștia te pot mânca și vă dați seama că nu este o idee prea bună să fim mâncați de un iepure. Mai ales unul de așa natură. Hai că am plecat, doar că o să trebuiască să ne oprim ca să-mi dau jos să stăm. Așa, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place The Long Drive și dacă mai vreți și alte episoade. Dacă vreți ca această serie să continue și să aibă cât mai multe episoade acolo pentru voi, pentru că știu că vă place The Long Drive. Bineînțeles, cu motorul nostru aici, echipaj și tot ce trebuie. Dar hai să-i dăm bătăiță. Sper să mai am combustibil suficient. Bă, pleacă cu scârții de roți. Adică, ce vorbești? Ce vorbești? Avem și roata de motocicletă. Dacă mai întâlnim vreo motocicletă, v-am zis că vreau să mai schimb și alte roți. Să mergem pe roți de motocicletă, frate. De ce nu? Să vedem cum o să funcționeze treaba asta. Și avem acolo în depărtare, chiar am văzut ceva. Și nu știu ce e, dar urmează să aflăm astăzi. Și chiar vreau să văd ce alte secrete și mistere putem să descoperim în jocul ăsta, pentru că sunt o grămadă. Și de asemenea, poate găsim camionul, frate, pentru că mergem de atât de multe episoade fără să găsesc camionul ăla. Am găsit câteva camioane, dar erau dezmembrate și nici nu aveam piesele pentru ele. Dar cine știe. O să încercăm și de asemenea știu că sunt și câteva obiecte noi nouțe, chiar și unele pe care nu le-am văzut niciodată. Așa că abia aștept să descoper. Și până la urmă cred că asta e cea mai importantă chestie cu jocul ăsta, să descoperi chestiile noi. Sunt și locații noi pe care încă nu le-am descoperit. Am văzut niște screenshots pe Steam cu locații pe care nu le-am văzut în viața mea. Deci probabil trebuie să ai norocul să ți se prezinte aceste locații. Dar momentan, din păcate, nu am avut șansa. Nu știu ce e chestia aia acolo. Băi, noi mergem cam cu 80 la oră, nu știu, mi se pare că merge relativ încetișor și văd că scoate destul de mult fum pe spate, deci cred că consumă combustibil prea mult, mai mult decât ar trebui. Combinația asta de motor și coolant tank e o combinație de la mașina anterioară pe care am avut-o și în niciun caz nu cred că ar fi trebuit să o punem pe mașina asta. Dar am zis, bă frate, hai să facem o șmecherie, știi, să vedem. Dar oricum știu că de fiecare dată când postez un episod de The Long Drive să strâng acolo peste 2-3000 de like-uri instant. Vă place seria asta atât de mult și asta nu face decât să mă bucure și să mă ambiționeze să fac mai multe episoade pentru voi. Ați văzut că cam în fiecare săptămână am postat măcar un episod și dacă vedem susținere în continuare, cu siguranță vom face din nou același lucru și data viitoare, săptămâna viitoare. Sau cine știe, poate tot săptămâna asta. Bun, avem o casă. Opa, dita mai casa aici. Hai să vedem dacă reușim să oprim încetișor, încetișor, că nu știu cum țin frânele la mașina asta. V-am zis, este mașină nouă. Frână? Bine, mașină nouă. E mașină nouă, bă, asta e una dintre primele mașini. Dar zic mașină nouă că data trecută aveam altceva. Dar, bine, în niciun caz nu arată chiar super. Oh my god, uite-te la oglinzi, acum le-am văzut. Am și uitat să-mi reglez oglinzile, frate. Dar n-are nimic, n-are nimic, mergem frumos aici să vedem dacă ne așteaptă ceva iteme bune. Ăsta s-ar putea să fie bun în caz că trebuie să scoatem rugina de pe anumite piese. Ce e ăsta? Ce e ăsta? N-am văzut niciodată. Avem binoclu. Dar asta nu pot să-l iei... Ia să văd binoclu. Poți să-l folosești? Poți să-l folosești. Mamă, ce tare e. Bă, ce? Ce, de ce e chestia aia acolo? Sau poate acolo duce drumul și o să ajungem acolo la un moment dat? Asta e ciudat. Dar n-are importanță. Nu știu ce e asta. Și la ce ne-ar folosi? Avem o remorcă aici, dar n-am să folosesc remorca. Avem o mașină dezasamblată. Și tot nu știu ce reprezintă asta. Probabil partea de jos la o mașină, dar nu știu la ce mașină mai exact. Un veceu, un revolver ruginit cu două gloanțe, dar hei, atât timp cât trage, o lanternă. Și ce mai avem pe aici, să vedem. O banchetă, o mână și o vopsea.
Hai să facem niște tuning la mașina asta până una alta. Ia să vedem. O să încerc să vopsesc mașina. Stai că vrea să-i dea și cu peria în același timp, deci nu vreau să fac două lucruri eronat. Ce culoare e asta? Culoare mai... un gri sau ce e asta, mă, frate? Da, e un gri. Deci acum mașina noastră e un gri cu accent de roșu. Ok. Bă, de ce nu? Vreau să încerc mereu să customizez chestiile pe care le am. Nu știu acum dacă e foarte folositor să avem toate itemele ocupate în inventory, dar... mă mai uit pe aici să văd. Uite-mi o perie. Asta pare mai bună? Nu știu, acum am două perii în mână. Adică... hei! Ai nevoie de două perii? Mergi cu două perii. Așa e destul de ciudat, dar... hai să o punem și pe asta undeva. Hai să o punem acolo. Și bang. Și bang. Și stai să văd dacă am verificat tot. Vreau să văd dacă am verificat tot. Și dacă am verificat tot, o să mergem. Hopa, ce e aici? Oil. Bă. Asta ar prinde bine. Un coolant tank care e gol. Asta se învârte singur. Și cred că am verificat cam tot. Adică, bineînțeles că aș fi putut să iau acel ulei, dar n-are importanță, îi dăm bătaie. Îi dăm bătaie pentru că avem treabă, avem multe locuri de vizitat astăzi. Ia să vedem. Am plecat cu frâna de mână, cu frâna de mână ridicată. Bă, dar stai, mă, de ce oglinzile mele sunt peste tot? Unde mi-e oglinda de acolo? Stai o secundă, că oglinda asta, bă, am scos oglinda. Da, nu înțeleg. Cine mi-a deranjat oglinzile? Stai așa o secundă. Că avem o problemă aici. Că m-am lungit pe toată mașina. Stai să mă pun la loc. Gat. Și acum abia putem să ne le aranjăm. În funcție de cum... da, acolo mi-aduc aminte. Mașina asta are o mică problemă cu stâlpul ăla. Nu prea vezi mare lucru, dar... îi dăm înainte. Eu conduc o singură mână și cu o mână mă uit cu binoclu. Bă, știi că asta nu e chestie chiar... o chestie folositoare pentru noi aici în deșert, binoclul ăsta. Problema e că nu știu unde duce drumul. Adică gen... duce pe acolo? Abar n-am. Oh, se aude. Păi se aude ceva. Am prins ceva la roată sau ce? Motorul ăla cam tremură acolo. Ia uitați-l cum face. Tare mi-e frică că o să rămân fără motorul ăla. Că uitați-vă ce fum scoate. Nu știu, de obicei dacă scoate fumul ăsta, de obicei consumă prea mult combustibil. Dar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic despre acest fum. Și ce sunt sunetele alea? Că de obicei, se zice că ești cu mașina și am lăsat pistolul prin mașină. Dacă mergi cu mașina și auzi niște sunete ciudate, te gândești, bă, ce-o fi sunetele alea, știi? Adică să nu fie de la motor, să nu fie, să n-ai probleme cu mașina. Așa e și în The Long Drive. Adică dacă au niște sunete ciudate, zic, bă, stai puțin că e ciudat aici, e ceva în neregulă, știi? Dar să sperăm că nu este nimic în neregulă. Hai să ne uităm cu binoclu să vedem pe unde duce drumul. Uitați-vă ce ciudat se vede. Deci, practic, înainte să ajungem pe stradă, nu există drum. Uite, se generează drumul în fața noastră. Doar șoseaua există și șoseaua pare să ducă în direcția aia. Ok, e un turn acolo. Băi, eu mă uit înainte cu binoclu, pentru că dacă tot ai avantajul ăsta... bine, acum vedeți, avem aerisire pe acolo dacă e vorba de ceva. Adică n-am aer condiționat, dar asta e. Ne mulțumim cu ce avem, o gaură în mașină. Și dacă mă întrebați de ce e graura aia, e pentru că toate piesele mașinii, practic ușile și capota și tot, sunt de la mașina anterioară. Și n-are nicio logică să avem piesele astea aici, dar... păi, dar nu înțeleg de ce merge așa de greu. Parcă data trecută mergea mai repede mașina asta. Mi se pare că merge, adică doar cu 80 la oră? Unde? De ce nu merge cu 160? Aici scrie că poate să meargă cu 160. De ce nu se duce mai repede? Stai să-mi scot binoclu, să mă uit. A? Cred că de la binoclu scoate sunetele astea, sincer să fiu, pentru că când am binoclu scos, se aude așa? Cred că da. Ceva pe acolo, ceva. E ceva acolo. E ceva acolo, nu știu ce e, dar este cu siguranță. Ia să vedem. E nimic acolo. Poți să folosești radioul în jocul ăsta și chiar să spui muzică tu sau să asculti posturi de radio din lume, adică posturi adevărate. Însă nu putem să facem chestia asta pe videoclip, din păcate.
Dar dacă vă jucați voi de long drive, puteți să faceți chestia asta fără nicio problemă. Să mă uim, frate, trebuie să fie următoarea zonă foarte curând, nu se poate. Bine, s-ar putea să fie o stație de aia de autobuz, că se întâmplă să fie și zone mici, corect? Poate să fie o zonă gen stație de autobuz. Și atunci trebuie oarecum să ai grijă și să te uiți atent, pentru că poți să ratezi stația de autobuz, ai trecut pe lângă ea, n-ai văzut-o și după aia zici, bă, dar de ce nu mai apare zona nouă? De fapt, zona nouă a trecut. Ia, ceva pe acolo, că văd că pe acolo duce drumul. Băi, omul, wow! Vai de capul și de zile mele. Uite, de asta nu trebuie să faci altceva la volan. Este valabil și în viața reală. Când ești la volan, te uiți în față și gen, ești atent la drum. Pentru că, Doamne ferește, Doamne ferește. Și aici suntem într-un joc și nu e nimeni pe stradă. Dar în viața reală ai și alți participanți la trafic. Deci trebuie să fii atent la trafic și nu la altceva. Așa că, ia să vedem noi. Bă, se face noapte și n-am găsit următoarea zonă. E cimitir. Am ajuns în cimitir? Și e și noapte. Cimitir în The Long Drive, oameni buni, și este și noapte. Ați înțeles, da? Oh my god. Uite cum arată. Mie îmi pare foarte creepy ce văd acum. Sincer. Bine, nu se vede încă pământul, dar o să se vadă. Bă, am să opresc aici, nu știu ce e aici, dar am să opresc. Oricum trebuie să dormim. Și nu mă duc pe timp de noapte aici. Nu mă duc pe timp de noapte aici. Oprim motorul, frâna de mână trasă și dormim. Dar pe care dormeam? Pe V. Hai să vedem. Bă, îmi place efectul ăsta la nebunie. Deci cum se face așa frumos și se învârte tot. A, și perfect. Hai să vedem. Ne-am dat jos din mașină. A, chiar e o cruce. Ca un fel de mormânt sau ceva. Nu știu ce-o fi. Ha? Ce părere aveți? Nu văd să pot să interacționez cu el în niciun fel. Bă, nu știu ce să zic despre chestia asta. Scrieți-mi în comentarii dacă aveți idee. Ok, ne întoarcem la mașină. Ne întoarcem la mașină și ne continuăm drumul și nu vreau să mai stăm nici măcar o secundă în zona asta. Pentru că mi se pare foarte, foarte ciudat. De ce există asta acolo? E în mijlocul drumului, like, n-are nicio logică. Nicio logică n-are. Ok, unde este următoarea zonă, frate? Trebuie să fie și nu mă duc la vapoare, că n-am ce să fac acolo, v-am povestit. Decât dacă aș avea camionul. Dacă aș avea camionul, am putea să mergem la unul dintre vapoare și gen, luăm butoaiele și le încărcăm în camion. Dar și atunci s-ar putea să existe o problemă, pentru că în jocul ăsta fizica e destul de nebună și în momentul în care mergi cu mașina, posibil să zboare toate butoaiele de acolo. Dacă ține minte, noul autobuz are remorca descoperită. Deci, practic, doar dacă ai remorca aia trasă, atât cred că ar fi o idee bună să iei ăla. Ca să vedem ce găsim aici. Frână? Frână, frână, frână. Opa. Ce bun înăuntru acolo. Ia stăm. M-am oprit. Așa. Ia să vedem ce e înăuntru. Ce avem, domnule, înăuntru? Aici. O motocicletă afară din ce am văzut. Un televizor. Ok. Nu prea multe chestii folositoare, sincer să fiu. O vopsea roșie, dar abia nu cred că o să colorăm mașina pe roșu. Hai să vedem. Era și motocicleta aia afară, da? Deși roțile astea sunt cam ruginite, dar am zis că dacă găsesc o motocicletă vreau să iau roțile. Așa că exact asta o să și facem. Acum o să meargă mai bine mașina noastră? Sincer, nu cred. Uite că merge cât de cât. Trebuie să face așa mai apropiat. Chiar merge. Mamă, le-am făcut ca noi. Glumești? Ce tare. Ia. Nu știu cât mai are peria asta, sper să mai aibă. Dar vreau să curăț, să le fac frumoase, frate, dacă tot e vorba că le-am luat. Ia. Face și mai bine de atât sau ăsta e maximum? Sau cred că s-a terminat peria, frate. Mai avem o perie aici. Le dau un coace pe asta să văd. Trebuie să funcționeze. Se face mai bine de atât?
Dap. Bun. Gata, mă. Avem și roți frumoase. Tot ce vrei și ce nu vrei. Ia, hai să vedem cum merge mașina acum cu roțile de motocicletă. Bă, oh! Stai, n-am pus o roată? Am uitat să pun o roată la mașină? Merge și fără o roată. Bă, sunt confuz. De ce n-am o roată? What? Păi ați văzut că am scos o roată din nimic? Ok, n-am să mai pun întrebări. Doar mergem. Nu știu care-i faza, dar vedeți că roata aia nici măcar n-atinge asfaltul, adică nu știu sincer ce se întâmplă. E o ciudățenie a naturii. Deci chestia asta e o ciudățenie a naturii în momentul de față. Ok, hai să mergem spre următoarea zonă, să vedem ce ne mai așteaptă. După 70 de milenii de condus, avem camionul nou, oameni buni, și avem și o zonă în care ne putem adăposti puțin, pentru că, din păcate, s-a făcut noapte. Hai să și dormim puțin. Problema cu acest camion e că nu am roți pentru el, văd că e fără roți, dar o să-i pun roțile de la mașină dacă nu, sau văd că mai e un camion acolo care are roți, nu știu dacă sunt aceleași roți. Stai așa că trebuie să oprim motorul. Nu știu dacă sunt aceleași roți ca la camionul celălalt. Băi, și ăsta are chestii deasupra, fiți atenți, de metal. Eu știam că acest camion nou avea doar o remorcă fără metal, dar aparent ăsta are cu metal. Ia, hai să vedem. Se potrivesc roțile de la ăsta? Că ăsta are două seturi de roți, adică destul de bine aș putea spune. Da, aparent merg. Motor are în față, deși cam ruginit puțin, dar aia e, până la urmă am găsit camionul nou, e tot ce trebuie. Ok, nu știu ce-i cu roata asta. E o roată super ciudată care are cumva cauciuc prinăuntru. Ok, nu știu ce-i cu roata aia, hai să încercăm alta. Hai să încercăm alta. Sper să avem suficiente roți. Asta e tot ce-mi doresc în momentul de față. Ia să vedem, punem roata aici. Mai avem nevoie de încă două. Încă două. Bă, asta ar însemna că ar putea să avem nevoie de roata aia de acolo, nu știu ce să zic. Tehnic vorbind, cred că am putea pleca și cu trei roți, dar nu cred că ar fi o idee atât de bună. Din păcate. Ce-i cu roata asta, frate? Merge pus înapoi măcar. Aparent merge și arată bine, dar nu știu, să băguise ceva. Asta chiar e mai nouă decât celelalte pe care le-am pus. Bine, le poți aduce și pe celelalte într-o stare bună cu peria. Deci nu e nicio problemă. De asta nici nu mă uit la starea în care a ajuns, pentru că pare ok. Să vedem motorul. Bă, că o să-i dai. Ăsta e coolant. Mamă, cât de interesant e. Și uitați-vă, ai două chestii cu oil acolo și poți să se deschide în interior. Mamă, cât de șmecher. Dar aici trebuie să aibă ceva la botul ăsta, dar nu văd că n-are chestia aia. Deci poți să vezi motorul aici în timp ce merge. Bă, ce vorbești? Merge la prima cheie și chiar merge destul de bine, aș putea spune. Oglinzile cam ruginite, așa, dar v-am zis, asta nu are importanță atât de mare, pentru că ne descurcăm noi. Bă, dar unde bate oglinda asta? Că nu prea are unde să bată. Oglinda asta pentru ce e aici? Să-mi scrie și mie cineva în comentarii pentru ce e oglinda aia acolo. Gen, nu te aștept la nimic, efectiv. Ok. Hai să vedem cum stăm cu obiectele pe aici. Oh, uite chestia asta de la bot. Stai și o secundă. Stai o secundă că avem și aici chestii care poate or fi folositoare, cine știe. De obicei, ai o grămadă de chestii nefolositoare în locurile astea. Mam. Ok. Niște ulei mi-ar trebui. Empty. Mă, nu pot să ajung acolo. Empty. Așa țeacă mi-au. Asta e combinație, nu-mi trebuie combinație. Asta? Oil. Ok, păi de aici cam ăsta mi-ar trebui. Adică acum pun eu, măsui o mașină. Să-ți măsui mașină, să iau ăsta în mână și cumva să deschid aici în același timp și să pun aici cu drinking, mă. Totuși, de ce sunt două rezervoare? Sunt două rezervoare diferite.
Asta nu știu, dar... Hai să vedem cum merge, hai să-i dăm... O să conducem cu ăsta o perioadă. Să vedem cum îi dă. Nu, dar mare mai e. Bă, stai mă că nu i-am luat chestia aia din față. Mamă, ce frână pune. Nu i-am luat chestia aia din față și arată urât fără. Dacă tot o avem aici, de ce nu? Nu, cum se vede când pune frână, glumești cu mine? Ok. De ce e verde? De ce nu e albastră? Chestiile astea random. Că, na, asta se generează random și atunci... Poți să ai chestie verde pe caroserie albastră. Păi băiete, cum ia curba? Sunt curios care e top speed-ul acestui vehicul. Și de asta v-am zis că acum, practic avem aici, putem să punem o grămadă de chestii în spate. Ba chiar cred că putem pune, dar nu cred că mi-ncape. Ba da, cred că mi-ncape. Cred că o să putem să ne facem o căsuță înăuntru aici. Să ne punem pat și astea, o să vreți? Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să facem chestia asta, să ne punem pat în spate, pat de dormit. Bă, ce zici, merge mai rapid decât mașina anterioară. Deja e la 90 la oră și e camion. Băi, băiete. Bun, deci data viitoare 100 la oră. Păi ce poți să vrei mai mult de la mașina asta? Uitați-vă că merge mai bine decât ce am avut înainte. Se duce la 120 la oră acuși. Ce vorbești, mă? Merge blană. Cred că curbele le iei super nasol pentru că se clatină și mie când mă răstorn. Dar în rest, uite că de șpecher se vede. Și ai loc aici gârlă să spui ce vrei în spate. Și pentru că e acoperit, nu cred că poți să pierzi chestiile. Avantaj. Avantaj mare. Bun, hai să punem frână. Mamă, cât ia să pună frână. Ok. N-a fost prea bine, dar e în regulă. Oprim motorul, ne dăm jos, ne uităm la el, îl admirăm și ne auzim data viitoare.